Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc te îndemn să-ți aduci aminte de o situație când te-ai simțit dezamăgit, când te-ai simțit trădat, când te-ai simțit într-o postură inferioară și gândurile tale ți-au jucat feste. Te-ai văzut ca pe o victimă, te-ai supărat foarte tare, ai fost foarte frustrat, ai avut tot felul de gânduri, de regrete, de resentimente, de furie. Oare de ce crezi că ai trecut prin aceste emoții și te-ai gândit ca fiind dezamăgit? Dragilor, în firea noastră umană stă să vrem să fim în control. Da, vrem să fim în controlul vieții noastre, în controlul celorlalți, să le controlăm viețile, să iasă lucrurile cum ne dorim noi și când nu ies lucrurile cum ne dorim noi, nu ne place deloc, deloc nu ne place. Dragilor, știți ce este dezamăgirea? Atunci când noi facem niște scenarii așa și ele nu se împlinesc. Practic ne amăgim și amăgirea este precum un balon așa frumos umflat cu heliu și se sparge și când se sparge ne desumflăm și noi, adică suntem dezamăgiți. Eu zic că dacă am avea mai puține așteptări și să ne dorim mai puțin să fim în control, să-L mai lăsăm și pe Dumnezeu așa la butoane și să fim conștienți că controlul absolut doar El îl deține și să nu ne mai supărăm când lucrurile nu ne ies așa cum vrem noi, ci să încercăm să găsim soluții de fiecare dată și să înțelegem de ce ni se întâmplă așa sau așa și să acceptăm și să ne asumăm și să ne dezvoltăm ca să ne iasă mai bine data viitoare. Cred că acestea ar fi soluțiile cele mai potrivite și o atitudine foarte potrivită în viață. Vă pup și să ne fie de folos!